Peremiștii gorjeni pun incidentul pe seama invidiei pe care o au celelalte formațiuni politice pe organizația PRM din Motru, care susține este o organizație bine consolidată și care poate obține rezultate bune electorale. Reprezentanții PRM Gorj susțin că se așteaptă și la alte atacuri dure de acest gen, însă nu se declară speriați, ba mai mult îl consideră un semn că sunt de temut pentru celelalte partide. Nici nu a început bine campania electorală și deja încep, probabil o să fie atacuri dure. La Motru noi avem un electorat foarte bun, avem un electorat stabil. Partidul România Mare are reprezentanți în Consiliul Municipal, chiar dacă dumneavoastră știți că ne-am avut acolo senator, am avut primar, viceprimar. Electoratul a rămas stabil. Dar bineînțeles, și ne așteptăm și la altfel de... la alte incidente de acest gen și în alte localități. Deși susțin că nu suspectează pe cineva anume, peremiștii au făcut unele trimiteri la fostul lor lider, Ilie Petrescu, care, potrivit lor, ar fi avut în acea perioadă un chef la Motru și ai cărui oameni ar fi putut să recurgă la un asemenea gest. Din câte știm, la Motru se lansează fel de fel de zvonuri, cum că ar candida Ilie Petrescu la UNPR sau la PDL. Probabil și în acea perioadă a fost un mare chef în urmă cu vreo... al uneperiștilor, al lui domnul Petrescu. Da, și probabil cineva, eu nu zic că domnul Petrescu l-ar fi trimis pe respectivul sau pe respectivii să spargă geamurile, dar probabil să demonstreze că ei sunt loiali, trebuia să facă și ei ceva. În urma incidentului din sediu nu a dispărut nimic, ci doar mai multe geamuri au fost sparte.